Sunt aici, acasă, la un prieten al meu, care îl cheamă Liță Cătălin. Salut! Salut, el e Cătălin. E, nu uitați să vă abonați la canalul lui, Cătălin Liță. 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 Dacă vă abonați la canalul meu, să știți că am revenit cu acest telefon în J5-2017 și va urma cu J7-2016. Ok, ok. Te dăm deoparte. Începem? Da. Ce te-a motivat să faci YouTube? YTB. Da. Eu eram cu verișoara mea, că îl cheamă Franci. Și am început, am vrut să facem un canal, nu că chiar să fim faimoși. Ca să... mine. Da, ca tine. nu vreau să fim faimoși, vreau numai să ne jucăm, să facem un video. Am uitat întrebarea că vreau să o pun. Ok, trecem la următoare. Ce sport faci, dacă faci? Da, eu fac... Mai încet un puțin. Fac portar în Italia. Dar erai atacant. Ce faci? Ei, eram mutat ca niciodată. Care a fost cel mai mare scor pentru echipa ta când ai câștigat? Și unde ai câștigat și cu ce echipă ai jucat? Dacă ai jucat. Da, vorba că în Italia e o echipă grea de spus, dacă înțelegem. Eu joc la Pesa Romana. Am jucat cu Civita Vechea din Italia lângă Roma. Uh-huh. Câștigat cu 14-1. Eu eram în poartă, am primit numai un gol. Și la ultimul am ieșit din poartă. Am încercat să dau gol, dar n-am reușit. Și n-ai dat niciun gol, să înțeleg, nu? Da. Ce mai întâmplă? Asta e. Mă faci să... Ce post joci? Ce ai zis deja joci? Portar. Ca un mare portar. Da. De cât timp faci? Fotbal. Deci, eu, fotbal, am început acum 4 ani, care am făcut un an de apărător. După am făcut... Fundaș, să înțelegeți, mijlocaș și defensiv. Fundaș. Da. Fundaș. Și după am început să joc în poartă, pentru că îmi plăcea mai mult în poartă, că eu nu știam să joc pe teren așa bine în apărare. Atunci era când aveai fizic bun. Îl trecem peste. Da. Care e idolul tău din care din mijlocaș defensiv să treci portar? Adică nu văd de ce. Știi de ce? Te ascult. Pentru că eu jucam, dar jucam rău, zici că am picior de banană, nu știu să dau în poartă. Ok, doc, am înțeles, dar idolul tău din poartă. A, cine-i? Da. E Manuel Neuer. Mă gândeam că ești cu Buffon. Pe ca la Paris Saint-Germain. Eu nu sunt cu Buffon. Ok. Real sau Barcelona? Înainte, sau dacă... Înainte alegeam Real Madrid pentru că, nu știu, câștiga mai mult, avem mai jucători mai buni. Acum aș alege Barcelona pentru că are și jucători mai buni. Messi. Da, Messi, Suarez. Paulinho, Coutinho. Comparat cu Coutinho. Aleg Barcelona pentru că au jucători buni, cum am zis. Și e o echipă destul de bună și cred că o să câștigi. Și chiar dacă pierd cu Roma 3-0. E, ok, ok. Atunci era pentru că, ca să spun, ei se bazau mult pe campionat. Ca să... Vreau să câștige... Să ia campionatul. Dar deja luau campionatul. Fără înfrângeri. L-au pierdut cu Levante. A pierdut cu Levante. Scor criminal de 3-0. N-ai ce să-i faci. Și a terminat pe o înfrângere. Da. Asta ar fi a doua. Dacă câștiga campionatul fără înfrângere, asta era a doua oară. Mai sunt întrebări? La cea mai umilitoare. La ce echipă ai vrea să joci când vei avea statura de Ronaldo? Da, de Ronaldo.
Eu vreau să joc la Poliaș. Eu stau lângă aici, lângă Iași. Stau la Iași. În Iași. Da, lângă Lețcani. La Lețcani, Pitavere, da. Ok. Și eu aș vrea să joc la Iași pentru că e lângă aici, nu e că nu e că eu vreau să mă duc la Real Madrid, să mă duc în Spania, mai degrabă stau în țară la mine. La Iași, care e jucătorul tău preferat? Cristian, Andrei Cristian. Bine, fost stilist. E fost stilist, știu, dar... Ok, cam atât. Aștept o leacă. După, noi doi o să facem pe canalul lui Dream League. O să online. Jucăm online, o să jucăm noi doi. Și cine câștigă, câștigă un par de suc. Da, o să apară pe canalul meu. Da, pe canalul tău. Și dacă a fi să apară și pe canalul tău, nu uitați. Poate, poate. Dacă vreți, abonați-vă la canalul meu. Asta va fi următorul clip cu telefonul ăsta după Dream League online. Sper să câștig, el a început acum numai de oră să joace. Eu i-am zis că nu știe așa ceva. Da. Și cam atât. Da, terminat. Pa, ne mai vedem. Când? Nu știu, când mai fac cu da. Pa!